Urmează știrile Smile FM, prezentate de Cătălin Sâmpetru. Serviciul de pașapoarte Vaslui s-a pregătit pentru perioada intensă din lunile de vară, când se înregistrează foarte multe cereri de eliberare de pașapoarte. Astfel, pentru a face față numărului mare de solicitări, programul cu publicul a fost prelungit până la ora 20. De asemenea, sunt birouri care se ocupă de planificările online, iar alte birouri se ocupă de persoanele care vin la serviciul de pașapoarte fără o programare online. Daniel Onofrei, prefectul județului Vaslui, a spus că este sigur că vor fi rezolvate în timp util toate solicitările venite din partea cetățenilor. În paralel cu pregătirile pentru lunile de vară, Prefectura Vaslui lucrează la un proiect pentru operaționalizarea cât mai mare a acestui serviciu public. La fel cum s-a deschis la Bârlad un birou de înmatriculări, în același fel se va deschide un birou pentru pașapoarte în municipiul Huș și unul în municipiul Bârlad. În acest sens, a mai rămas de transmis un memoriu către Ministerul de Interne în vederea deschiderii celor două locații. Unul dintre cei mai cunoscuți regizori români, Cristian Mungiu, revine în acest weekend la Vaslui în cadrul proiectului Caravana Zilele Filmului Românesc. Cel mai nou film al său, Remene, va rula sâmbătă de la ora 21:30 în Teatrul de Vară. Înainte de proiecție, de la ora 20:30, regizorul va vorbi despre cea mai nouă pelicula sa și va răspunde întrebărilor publicului. Remene a avut premiera mondială la Cannes și a fost lansat în cinematografe pe 3 iunie. Accesul spectatorilor în Teatrul de Vară va fi gratuit, evenimentul fiind organizat de Primăria Municipiului Vaslui. Avem convingerea că tehnica imagistică va releva multe aspecte ascunse ale acestui cadru. Așadar, sâmbătă de la ora 20:30 la Teatrul de Vară, sunteți așteptați la o întâlnire cu regizorul Cristian Mungiu, moderată de Gelu Voicu Bichinez, directorul Bibliotecii Județene Nicolae Emilescu Spătarul, la care va participa și primarul Vasile Pavel alături de alți invitați. Discuțiile vor fi interactive, animate și de prezența deja anunțată a voluntarilor Interact și Simbio. Weekendul se va încheia cu altă seară de film, de data aceasta la propunerea Asociației Simbio Vaslui, care vă invită duminică să vizionați Mia and the White Lion de la ora 21:30 în Parcul Copou. Pensionarii și asigurații sistemului public de pensii din județul Vaslui se pregătesc să plece în stațiune la tratament balnear. Pentru seria a 8-a din 27 iunie 2022 au fost repartizate pentru Casa Județeană de Pensii Vaslui 124 de bilete de tratament. În total, pentru aceeași serie au fost înregistrate un total de 1300 de cereri. Printre stațiunile de tratament preferate de solicitanții din județul Vaslui se numără Olănești, Lacul Sărat, Mangalia, Techirghiol, 1 Mai, Felix, Eforie Nord, Saturn, Vatra Dornei, Nicolina, Bușteni, Sinaia, Neptun și Venus. Biletele de tratament se acordă individual. În cursul unui an calendaristic unei persoane îi se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. În situația neridicării biletului de tratament repartizat pentru o serie, solicitantul mai poate obține un alt bilet de tratament doar din categoria celor nevalorificate pentru seria respectivă sau, după caz, la cerere pentru o altă serie. În perioada 4 iulie-15 august 2022, Biblioteca Județeană Nicolae Emilescu Spătarul Vaslui va organiza o serie de activități în cadrul Bibliotecii de Vacanță. Programul de vacanță este derulat de 11 ani și este structurat pe mai multe ateliere care răspund acelor activități pe care le poate avea un copil. Este vorba despre muzică, dans, povești, pictură, informatică, curiozități matematice și geografice, limbi moderne, cunoașterea Uniunii Europene și altele. Cred că cel mai important lucru pentru această vară este descătușarea după 2 ani de pandemie. Biblioteca de vacanță a reprezentat și reprezintă, cred eu, un moment extraordinar din viața bibliotecii. Faptul că vacanța de vară pentru copii nu este un timp mort și pot veni la bibliotecă, pentru noi înseamnă creșterea lent a viitorilor cititori, a spus Gelu Bichinez, directorul Bibliotecii Județene Vaslui. Astfel, pe lângă atelierele la care participă, se încearcă o atragere a copiilor spre lectură, pentru ca peste ani aceștia să devină utilizatorii Bibliotecii Județene. Învățarea prin joc are un rol aparte, iar prin participarea la aceste ateliere se dorește o rupere a copiilor de televizor și tabletă și o deschidere pentru socializarea direct față în față și nu prin intermediul telefoanelor. Proiectul Construire secții la Spitalul numărul 2 Vaslui a fost inclus pe lista de finanțare din cadrul PNRR cu o valoare de 60 de milioane de euro. În prezent se lucrează la proiectul tehnic, iar unele suprafețe aferente construcției s-au mărit. Consiliul Județean Vaslui a aprobat cu majoritate de voturi ultimele modificări la proiect și toată lumea speră ca finanțarea să vină cât mai repede. Prin proiect se va construi un spital nou cu 204 paturi în cele 43 de saloane și 18 paturi în sălile de tratament. În timpul dezbaterilor, consiliul
premierii liberali au cerut o serie de lămuriri tehnice în ceea ce privește întocmirea proiectului și au depus un amendament care a fost aprobat. Este un obiectiv foarte important și pentru a obține acces la finanțarea prin PNRR vom vota pentru. Vrem să știm în legătură cu proiectul dacă se face o majorare a suprafeței construite sau se reconfigurează schița pentru corpul B. Impactul financiar va fi semnificativ dacă vom avea 1200 de metri pătrați construiți în plus. Șansa noastră este că vom primi acele fonduri și sperăm că le vom primi cât mai repede, a spus Gheorghe Viziteu, consilier PNL. Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, a răspuns că proiectul privind construirea de secții la spitalul numărul 2 este inclus pe lista de finanțare cu o valoare de 60 de milioane de euro. Proiectul a început cu un parteneriat dintre Consiliul Județean și Primăria Vaslui. Noi am refăcut proiectul și am căutat fonduri pentru finanțare. Dacă nu era fișa PNRR unde am fost incluși și mai țineam proiectul 2 ani, trebuia să-l reproiectăm din nou. E un proiect în evoluție și orice suplimentare de spațiu necesită aprobarea noastră. Intervin schimbări în plan normativ. E foarte bine să purtăm acest dialog pentru că îi capacităm pe cei interesați să înțeleagă mai bine, a precizat Dumitru Buzatu. Clubul Interact Vaslui revine anul acesta cu forțe noi pentru cea de-a cincea ediție a proiectului mult așteptat Arată-te. În perioada 24-26 iunie, începând cu ora 13, Parcul Copou va fi locul unde se vor desfășura activitățile menite tuturor pasionaților de literatură, pictură, teatru, design sau muzică. Evenimentul va consta într-o serie de ateliere, concursuri, jocuri, expoziții și momente artistice care au scopul de a ajuta pe tineri să se dezvolte și, totodată, de a promova valorile Vaslui-ului. Arată-te își pune să reunească și anul acesta toate artele într-un singur loc unde tinerii au posibilitatea fie să-și găsească pasiunea, fie să se afirme arătându-și talentul. Programul de anul acesta este unul divers, întrunind activități din patru domenii diferite: pictură, muzică, teatru și literatură. În ceea ce privește pictura, publicul va putea lua parte la ateliere de olărit sau de pictură, la un colț de graffiti, o expoziție de tablouri și multe altele. Muzica vine cu o serie de mici concursuri și jocuri care să pună la încercare urechea muzicală a publicului, alături de un alt colț al muzicii unde fiecare se poate alătura cu instrumentul preferat conjuncturii amiabile, a explicat Ștefania Durcan, președinta Clubului Interact Vaslui. Teatrul aduce o altă serie de mici jocuri, concursuri și momente de interpretare artistică, însă ceea ce va atrage atenția este teatrul de umbre. Literatura pune la dispoziție un anticariat, un colț al lecturii, un club de lectură pentru copii, un atelier de semne de carte și multe alte activități care să pună la încercare talentul de scriitor al publicului. Atracțiile principale ale evenimentului sunt seara de film, ce va avea loc vineri pe 24 iunie, începând cu ora 21, precum și spectacolul de pe 26 iunie, care va începe la ora 19, a mai explicat Ștefania Durcan. Organizatorii au pregătit însă și o serie de surprize pe care tinerii le vor putea descoperi doar dacă vor decide să ia parte la eveniment. Un număr de 9053 de persoane din județul Vaslui au beneficiat anul trecut de servicii medicale în asistență medicală de specialitate, de recuperare, medicină fizică și balneologie. Pentru toate aceste servicii s-a decontat o sumă totală de 1788,65 lei. La începutul acestui an, la nivelul județului Vaslui, se afla un contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui, un număr de 8 furnizori de servicii medicale în asistență medicală de specialitate, de recuperare, medicină fizică și balneologie. Din numărul total, 5 furnizori se află la Vaslui și 3 se află la Bârlad. Perioada pentru care se decontează procedurile specifice de recuperare, medicină fizică și balneologie este de maximum 21 de zile pe an de asigurat, atât la copii cât și la adulți, cu excepția copiilor 0-18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală, când se acordă proceduri medicale specifice de recuperare, medicină fizică și balneologie pentru o perioadă de maximum 42 de zile pe an de asigurat. Aceste perioade pot fi fracționate în maximum 2 fracțiuni în funcție de afecțiunea de bază la recomandarea medicului de specialitate, recuperare, medicină fizică și balneologie, a spus Mihaela Chitariu, directorul Casei pentru Asigurări de Sănătate Vaslui. Valoarea tichetelor de masă acordate angajaților vasluieni va fi majorată de la 1 iulie până la 30 de lei, de la 20 de lei cât este acum valoarea maximă, conform unei legi promulgate ieri de către președintele Klaus Iohannis. Legea stabilește că valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 30 de lei. Astfel, valoarea unui tichet de masă va fi majorată la cel mult 30 de lei de la 1 iulie. Prin excepție, organizațiile sindicale legal constituite pot acorda din fonduri proprii, ocazional, tichete cadou membrilor proprii care
nu au calitatea de angajați ai organizației sindicale, prevede actul normativ. Frecvența acordării etichetelor cadou și valoarea lor se stabilesc de către conducerea organizației sindicale. În prezent, valoarea unui tichet de masă este de 20,17 lei, iar valoarea totală a tichetelor de masă acordate lunar pentru 22 de zile lucrătoare unui angajat este de 443,74 lei. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe singurul radio 100% vasluian, pe 93,2 MHz, pe smilefm.ro și pe Media TV Burlad. Smile FM. Demi Lovato. Hey, this is Dua Lipa. Hey, yo, it's DJ Khaled. This is Smile FM.